Bună dimineața și pacea Domnului! Eu am aici trei borcane, ca așa încep astăzi. Deci așa arată sălată de vinete cu gogoșar. Și deci vinetele și gogoșarul sunt copți. Și asta e sălata care eu vreau să vă arăt pe parcurs. Așa arată. Vedeți? Deci ardei copt cu vinete. Ardei copt cu vinete. Și atât. Și restul o să vedeți în filmare, rețeta. Deci acum urmează. Da. Vă dorim numai bine. Vă dorim vizionare plăcută. Și o să vă uitați cum fac eu rețeta asta. Pace, la revedere. Acum facem vinetele. Vinetele s-au scurs, nu aici, că am mai scurs o tură. S-au scurs vinete. Deci facem salata de vinete. Uitați, așa arată vinetele. Asta e salată de iarnă. Și punem și... Dar trebuie cântărit, s-o cântăresc? Cred că e suficient. Hai să spui câte vine te-ai avut. Na, cum vrei tu. Facem rețetă, știi? Da, dar puteai să spui. Fac rețetă, că nu știu. Eu am cumpărat 5 kg. Dar acum când le-am curățat, eu nu mai știu cât e, știi? Eu am cumpărat 5 kg de vinete. Bine. Ia mâna. Așa. Un kilogram 800. Un kilogram 600. 800 e aici. Da, 600. Deci un kilogram 600 de vinete. Așa. Și acum să vedem cât avem de ardei copt. Capia. V-am arătat eu capia, ați văzut-o. Nu știu acum, Carmen, ai filmat. Aici îi 400 deci 500. 500. De jumătate de kilogram, da. Că aici au 6. Da. Deci e jumătate de kilogram de vinete. Nu, de capia. Capia, uitați aici așa. Acum eu am luat eu cât am putut din semințe. Dar văd că mai este. Dar n-are nicio importanță, dar eu le iau. Vedeți? Așa. Știți cum le-am curățat de bine și uite că mai este. Păi mai rămân. Mai rămân. Fără să vrei, mai îți scapă. Dar cum e sămânță la bine, te poate să fie și sămânța de la ardei. De la ardei. Nu-i problemă. Dar eu am zis că s-o iau. Și am greșit, că nu le-am tocat. Acum, ce să fac? Să le iau, așa, și să le toc. Mă grăbesc, să știți. Sincer, mă scuzați că mă grăbesc, dar ia că le pun apoi și le toc. Ca să nu rămân așa mari. Suntem și puțin obosiți. Obosiți? Nu și... obosiți cât mă grăbesc că mai am felul 2 să-l termin. Așa. Și acum noi le tocăm. Așa. Vinete, ardei capia. Am luat ardei capia foarte fain, minunat. Eu am tocător de lemn. Uitați așa fac. Așa.
E prea mult, știu. Dar bine. Nu știu unde cuțitul meu la mare, l-a vânat altcineva. Iată pe aici. Așa. Recapitulăm. Deci a fost un kilogram și vinete, un kilogram 600, da? Da. Și jumătate de kilogram a fost de ardei. De ardei. Acum punem și usturoiul. Uitați cât usturoi. O căciulie de usturoi. Punem așa. E cam mult. Da, asta e. Cred că nu-i mult. Cine vrea, da, poate să pună mai puțin. Exact. Așa. Și acum dăm la o parte. Punem aici o jumătate de păhărel de ulei. Așa, îl punem aici, ăsta e uleiul, punem oțet, așa, mai puțin de jumătate, așa, punem o lingură de sare. Uitați, la un kilogram 600 și cu 500 vine 2 kilograme și 10, da? 2 kilograme. 1 și ăsta mai puțin. 2. Așa. Și punem zahăr. Nici nu vreau să fie sărat. Că mie place sărat. O lingură, 2, la 2 kg de zahăr. Ăsta e zahărul. Și punem toate astea la fel și atunci turnăm aici. Și asta e toată conservarea care eu o fac. Punem și dafin. Uitați, punem 3, așa. Prânzulițele dafin. 3 prânzulițe. Haide, capul meu, stai, trebuie rezolvat, așa, revenim. Apa fierbe, da. Deci fierbe acum zahărul cu sarea, oțetul și uleiul. O fierb suficient. Acum luăm jos și introducem aici. Mamă, ce bun! Acum amestecăm și trebuie ca să absorbă absolut tot. Oțetul. Oțetaș. Da. Așa, amestecați bine, bine. Și asta e conserva pe iarnă. Nu punem nimic altceva. Că are uleiul ca să o să țină.
Vrei să buși calme? Nu. De ce? E prea pregnant oțetul și nu face. Să văd dacă e destul de sărat. Minunat. Carmen crede că aici nu e lucru bun, știți? Dar dumneavoastră, dacă ați făcut rețeta asta, o știți și atunci știți despre ce e vorba. Și eu insist la Carmen. Ați văzut ce-mi face? Piper o să pun, dar nu mult. Am să gust. Ba, este foarte bun. Ha! Cum zice? Ha! Ha! Văzuși? Da. Văzui? Na, acum să vedem cât piper o să pun aici. Depinde cum vă place să de piperat. Da, dar nu varsa asta. Păi și unde este să nu spun ce? Da. Așa. Lasă că o să aduc și aici. O să aduc. Am pus și piper. O să punem noi piper la primăvară, am pus să spun, la iarnă când. La iarnă când avem nevoie, o să punem atunci. Nu-i musai chiar acum. Dar i-am pus. Și cred că și se simte. Așa. Așa. Luăm lingura de lemn și punem. Eu n-am știut rețeta asta. Asta e altceva decât zacuscă. Da, asta e o salată de vinete. Așa. N-am știut. Să vedem din cantitatea asta câte borcane ies. Ia să vedem. Uite așa. S-a dus. Da, bine. Uite așa și iar așa. Da, bine, ia. Dar eu am vrut, aici ești, că te mă uit după tine și nu te găsesc. Așa. Deci un borcan. Dacă nu fac eu rău. Ați văzut cât e de simplu? Foarte simplu. Chiar, nu este deloc. Uleiul, greu. Sarea, zahărul, ce mai am pus? Oțet, toate astea vine fierte și asta e toată sterilizarea care se face. Înțelegi? Compoziția care se pune în aceste vinete și ardei copt. Da. Și între timp uleiul ăsta o să devină sus.
Știi? Practic ăsta menține și... Da. Portretul. Așa, parcă n-aș îndrăsni cu ăsta. Un borcănaș mai mic. Sau... Cam așa. Da. Dar totuși îl plătesc, dar el e spălat. Spălat și aranjat. Cum arată? Poți să închizi un pic. Până se încarcă telefonul tău. Da, acum punem ce-a mai rămas într-un borcănaș micuț, mai mic. Prea mare, dar fi asta. La mine așa se întâmplă, nu știu de ce. Că e exact... Se potrivește cu... Exact. Cantitatea cu... Da, dar chiar că întotdeauna așa. Uitați aici. N-a mai rămas nimic. Doar o frunză de dafi. Care n-am vrut eu să o pun. Da. Așa. Revenim. Am terminat. Îi punem la rece și încercați și dumneavoastră, uitați, deja uleiul s-a așezat, să vede că începe să lase, că el se lasă de aici deasupra, o să fie ulei și nu dă voie la să facă floare sau ceva. Da, acum nu pot să desfac. Încercați și dumneavoastră, aceasta a fost realizarea mea, încercați că nu-i mare lucru, pe curând, la revedere! V-am pupat, la revedere! Pupat.